Într-un an cu multe provocări pe toate planurile, un an în care cursurile s-au ținut mai mult online, există și cazuri în care elevii s-au străduit să facă fața acestor noi provocări. În această situație se regăsește și o elevă a clasei a 12-a Liceului Teoretic Dan Barbilian, singura din județ, care a obținut media 10 la simularea examenului de bacalaureat. Nu am făcut un efort deosebit, nu am luat nicio oră de meditație, spre exemplu. Pregătirea am făcut-o la clasă, cu domnii profesori. Aici vreau să le mulțumesc special doamnei Dragomir Florentina, domnului Nicolae Zaharia și doamnei Andreea Săvescu pentru pregătirea, că efectiv sunt oamenii care au transformat omul pe care îl vedeți astăzi. Alexandra își dorea un rezultat bun, însă nu se aștepta să fie singura cu media 10 din întreg județul. Aspiram la media 10, dar n-am vrut să-mi pun acum la simulări targetul ăsta pentru că m-am gândit că dacă nu iau o să fiu dezamăgită. Eu am vrut să iau peste 9,50. Am dat tot ce am putut mai bine, că am vrut să-mi văd adevărata valoare, să văd la ce nivel mă situez și cum pot să mă pregătesc mai bine pentru bacalaureat. În ceea ce privește subiectele primite, Alexandra consideră că nu au fost neapărat ușoare, existând și subpuncte cu un grad mai mare de dificultate, care necesitau cunoștințe acumulate, dar și mai mult timp de gândire. Nu mi s-au părut extrem de dificile subiectele, însă aș fi ipocrită să zic că n-au fost grele. Au fost unele exerciții în care la care a fost nevoie să mă gândesc mai mult, să abordez din alt punct de vedere. Sper că la bacalaureat vor fi o idee mai ușoare, ținând cont tiparului că mereu simularea este mai grea decât bacalaureatul. Timpul rămas până la bacalaureat este destul de scurt, astfel că pentru elevii care nu au învățat până acum, este greu să recupereze materia. Este destul de greu acum, cum mai sunt 2 luni, să asimilezi atâta materie, dar dacă ai o bază solidă, consider că poți să-ți îmbunătățești rezultatele. Pentru viitor, Alexandra își dorește să calce pe urme dascălilor săi, să ajungă să predea la catedră. Apreciez foarte mult profesorii și ei au fost niște modele pentru mine, de asta vreau să mă duc la litere, să devin la rândul meu cadru didactic pentru liceu. Rezultatul Alexandrei nu este unul întâmplător. De-a lungul celor 4 ani de liceu, a obținut numeroase premii și rezultate la concursuri și olimpiade școlare. În plus, mediile de final al anilor de școală au fost de fiecare dată 10. Alexandra poate reprezenta un model pentru generațiile actuale, fiind dovada că, dacă și-a dorit să învețe, a putut să o facă, indiferent de condiții.